Pentru proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, elevii au putut opta pentru una din limbile străine studiate în liceele din România. Cei mai mulți susțin proba la limbile engleză și franceză. Ce dați bacul? La engleză. Aveți emoții? Da. V-ați pregătit? Uh, puțin. Engleză. V-ați pregătit? Ne-am pregătit, bineînțeles. Cam cât așa? Cam, de vreo două luni încoace tot. Cât te-ai pregătit? Destul de mult. Acesta a fost ultimul hop dinaintea probelor scrise care vor începe în 2 iulie cu testul la limba și literatura română. Pentru 3 iulie este programată proba scrisă de limba și literatura maternă, în 4 iulie va avea loc proba obligatorie a profilului, iar în 6 iulie candidații vor susține proba la alegerea profilului și specializării. Conform metodologiei de desfășurare a examenului, în 8 iulie vor fi afișate rezultatele, iar în 9 iulie, între orele 8 și 12, vor fi depuse contestațiile. În perioada 10-12 iulie va avea loc soluționarea contestațiilor, iar în 13 iulie vor fi afișate rezultatele finale.